Auzit? Doar eu am auzit-o pe doamna Flori când îi sugerea lui Valentin că alte fete, adică Gabriela, a băut mult mai mult decât miruna, dar ea, având autocontrolul, nu a pățit ce a pățit miruna? Sau mi se pare mie? Eu vă spuneam așa ca un rezumat. Încă de când a intrat doamna Flori în casă, mi-amintesc că când doamna Paula i-a spus doamnei Florii că ai văzut ce noră ți-am pregătit, ai văzut ce noră cu minte și ce frumoasă este sau cum a lăudat pe Gabriel atunci. Doamna Florii uh, s-a schimbat imediat la față și a zis că lasă, lasă, nu știu ce, adică a evitat uh, foarte mult uh, să-i răspundă doamnei Paula în condițiile în care bănuiesc că ar fi trebuit să se bucure că o laudă pe Nora Dânsei. Dar uh, a venit de acasă. A venit cu gândul că Gabriela nu este potrivită pentru Valentin și, zi de zi, a pus câte o cărămită în grica lui Valentin, sugerându-i că nu este potrivită pentru el, că nu se potrivesc, că nu vor rămâne împreună nici afară. Când l-a văzut pe Valentin, atunci extrem de decis, la început, când a intrat în seama, țineți minte discuția aceea că voi doi nu o să rămâneți niciodată împreună, să încercați și afară și așa mai departe. Atunci a fost primul bum dat. Cred că a făcut un pic de disperare pentru că l-a văzut că este îndrăgostit de ea și probabil a vrut să rupă de la rătăcină. Dar dacă a văzut că nu se poate, a continuat zi de zi cu tot ce a făcut în sancă de când a intrat în casă. Acum ar putea și mama Gabrielei să sune și să roage pe cei din staff să dea imagini cu cât a băut Gabriela în seara aceea, doar așa ca să îi spele un pic imaginea în fața lui Valentin și poate își dă și de Valentin seama cam cum lucrează mama lui și cam cum, cam cum l-a săpat la temelie. Păcat, ce să zic. Eu una mă bucur că e așa pentru că clar e mai bine pentru ei.